Trebuie să vă mărturisesc că e atât de binefăcătoare uh, venirea unor oameni cu păr cărunt între oameni ca voi. Și poate că n-ați înțeles bine ce vă zic, poate veți zice că e binefăcătoare pentru voi. Eu vă zic, vreau să fiu foarte clar, e binefăcătoare pentru mine. E o infuzie de tinerețe astăzi. Și dacă sunt între voi, îl laud pe Domnul că mi-a dat harul acesta să fiu cu voi. Dragii mei, nimic nu-i mai frumos decât să vezi tineri ca și voi, care îl caută pe Domnul din toată inima. Cine a venit de la cea mai mare distanță aici? Îi dau un pix. Bun, dar nu s-a abonat nimeni. Rămân cu pixul. Dragii mei, apreciez faptul că ați venit de departe până aici și mă rog Domnului ca toți să puteți să mergeți de aici plin de Duhul Sfânt. De altfel, tema care s-a propus pentru această conferință de tineret este tinerețea trăită în plinătatea Duhului. Dragii mei, a fi tânăr e un lucru extraordinar. Însă vreau să vă duc aminte că e o ocazie unică tinerețea. E o ocazie unică care se duce. Prețuiți tinerețea pe care o aveți. Spun lucrul acesta deoarece, dragii mei, știți cum numește în mod metaforic Solomon tinerețea? O numește Zorile Vieții. Zorile își pun din plin amprenta peste întreaga zi. Și vreau să vă spun că Zorile Vieții, adică tinerețea, își pune amprenta peste întreaga voastră viață. Cum vă trăiți tinerețea, așa va fi viața voastră. Anii se duc și vai se duc atât de repede, și există o categorie de oameni care după ce trec anii, dacă nu și-au trăit tinerețea cum trebuie, se vor uita la anii vieții lor și vor zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Sau se vor uita vieții oameni cu regret în urmă și vor zice, dacă aș mai fi odată tânăr. Dar pot să-ți trăiești tinerețea în așa fel, încât să te bucuri de toți anii vieții tale, și să zici, Doamne, îți mulțumesc că am făcut ceea ce trebuia să fac în fiecare an al vieții mele. Dragii mei, e foarte interesant să vezi că Dumnezeu la tinerețe le dă oamenilor ocazia să ia cele mai importante decizii. Și am zice câteodată, Doamne, de ce nu se iau deciziile cele mai mari când omul îi mai copt? Și deciziile cele mai importante oamenii le iau la tinerețe. De aceea vreau să vă spun astăzi că dacă este ceva important, este important să vă asigurați că fiecare decizie a tinereții voastre este o decizie luată cu multă înțelepciune. Și cine credeți că este cel ce ne poate înțelepci pe noi? Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, tinerețea este vârsta Marilor bucurii. Tinerii sunt prieteni cu bucuria și tinerețea e bine să fie însoțită cu bucurie. Însă, spun astăzi, bucurie da, dar nu oricum. Și zic, trebuie multă înțelepciune ca să poți să știi ce bucurii să alegi în tinerețea ta. Pentru că Scriptura zice. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta! Bucură-te! Dumnezeu n-are nimic împotriva bucuriei noastre. Dar știți ce vrea Dumnezeu? El vrea ca bucuriile noastre să fie bucuriile plăcute lui Dumnezeu. Și ca să putem să alegem bucuriile cele bune, avem nevoie de înțelepciune. Și astăzi vreau să vă aduc aminte tuturor Că cel ce ne poate înțelepți să alegem bucuriile cele mai bune în tinerețea noastră este Duhul Sfânt. Paracletul, pedagogul, așa cum este numit de Apostolul Ioan, practic de Domnul Isus Hristos, în relatarea din Evanghelia după Ioan. Dragii mei, e bine să fii bucuros în tinerețea ta, dar cel mai bine e ca bucuriile tale să fie alese. În consultarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum am spus, tinerețea este vârsta marilor decizii. La tinerețe îți alegi ce școală să faci, la tinerețe îți alegi cariera, la tinerețe îți alegi partenerul de viață. Nu e așa că pentru a lua decizii înțelepte de asemenea e nevoie de un bun sfătuitor, de un bun ajutor și acela este, zic încă o dată, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, tinerețea este vârsta marilor prietenii. În tinerețe oamenii se împrietenesc ușor, se leagă unii de ceilalți. E foarte interesant, eram cu multă vreme în urmă, am luat împreună cu mine într-o călătorie lungă, am mers undeva în Germania și a venit cu mine un tânăr care era bun șofer, a condus mașina și la un moment dat am ajuns acolo de vreme și la un moment dat mi-a spus așa simplu, fără să cunoască pe nimeni, zice, uite, cu tânărul ăla vreau să mă prietenesc eu. Și s-au împrietenit. Și am zis, interesant ce ușor se leagă prieteniile la tinerețe. E vârsta marilor prietenii, dar vai, știți voi că în tinerețe oamenii greșesc cel mai adesea Alegându-și ca prieteni oameni care îi duc spre pierzare și spre distrugere? Mă gândesc pe paginile scripturii, unul dintre fiii lui David, Amnon, zice scriptura, Amnon avea un prieten, și prietenul acela l-a dus spre cel mai cumplit păcat prin care a făcut de rușine casa tatălui său și a făcut de rușine împărăția și toate celelalte lucruri. De ce? Pentru că n-a știut să-și aleagă bine prietenii. Ca să-ți alegi bine prietenii, ai nevoie de asemenea de un bun sfătuitor, de un bun pedagog și acela este Duhul Sfânt. Dragi tineri, tinerețea este vârsta marilor căutări. Prin excelență, tinerețea este vârsta explorărilor. Tinerii caută să înțeleagă, caută să cunoască. Gândiți-vă la Solomon, spunea el, că în tinerețea lui a căutat, a explorat, a căutat să găsească împlinirea și fericirea. La un moment dat, zicea, am crezut că voi găsi fericirea adunând o mulțime de bogății. A fost dezamăgit, a zis, mi-am dat seama că ele sunt doar goane după vânt. Mi-am adus o grămadă de cântăreți la curte, oameni care să ofere distracție și mi-am dat seama că totul este deșertăciune și goană după vânt. Nici asta n-a ajutat. Și a căutat Solomon în continuare vinul, a căutat în continuare bogăția, a căutat faima, a căutat una și alta și după toate spune, uitându-se înapoi spre anii tinereții lui, mi-am dat seama că toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Dragii mei, ca să poți să cauți ceea ce este cu adevărat important în tinerețe, ai nevoie de un pedagog bun și acela este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, cuvântul din această seară vreau să-l pun în jurul unui verset din Scriptură care spune așa, Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18. Știți ce spune aici cuvântul Domnului? Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, Haideți că-i voie de la cei tineri tineră trebuie să se audă. Din potrivă, sigur, tinerețea trăită în plinătatea Duhului e o tinerețe care are cu adevărat valoare. Ei bine, dragii mei, de ce credeți voi că Apostolul Pavel, când scrie aceste cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, face această antiteză? nu vă îmbătați de vin. Asta conduce la destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Ca să înțelegem puțin lucrurile, vreau să vă aduc aminte că în lumea în care Apostolul Pavel trăia, în care biserica din Efes, care îi scria, își desfășura viața și activitatea, erau acele sărbători dionisiace, adevărate festivaluri, în care se aducea cinste lui Dionisos, zeul grecilor, zeul vinului la greci. Bahus era la romani. Și sărbătorile acestea dionisiace erau un adevărat dezmăț, o adevărată destrăbălare. Erau trei zile sărbătorile acestea dionisiace și în zilele acestea, Prima zi era ziua amforelor, în care fiecare venea cu amfore, cele erau niște vase mari cu vin, fiecare își expunea vinul și toți treceau pe acolo și degustau. Erau adevărate concursuri, cine are vinul cel mai bun. Și beiau și beiau și se îmbătau și era dezastru. Ziua următoare era ziua cănilor, când fiecare umbla cu cana lui. Ziua a treia era ziua ceaunelor, Ziua îndoliată, acea unor îi ziceau ziua îndoliată că era ultima zi din festival. Ei bine, ce era în sărbătorile acestea? Oamenii făceau adevărate carnavaluri, bărbații îmbrăcați în satiri, femeile îmbrăcate în nimfe, erau adevărate destrăbălări. Și știți ce se întâmpla acolo, în Efes? Acolo era o biserică. Și exista tentația aceasta pentru cei din biserică. Din când în când să se uite peste gard, să vadă și să zică ce se distrează Efesenii, ce se distrează cei din cetate. Și Apostolul Pavel, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vine și scrie: Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Cu alte cuvinte, Apostolul Pavel vine și zice creștinilor atenție unde vă căutați bucuria. Nu poți, chiar dacă ești tânăr, e bine să te bucuri în tinerețea ta, dar nu poți să te bucuri oricum și cu orice. Și probabil așa cum se întâmplă astăzi, treceau unii pe la Apostolul Pavel să zică, frate Pavele, da, îi păcat să, să ne uităm numai. Sau e păcat să mergem chiar dacă noi nu ne angajăm în ceea ce se angajează păgânii din Efes. Sau alții, dar e păcat să bei un pic că Domnul Iisus a transformat apa în vin. Dragii mei, aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi câteva lucruri care contează pentru o tinerețe. Trăită în plinătatea Duhului Sfânt. Există tendința aceasta să te uiți spre bucuriile lumii și să-ți pui întrebarea, oare de ce eu nu pot să mă distrez cum se distrează colegii mei? De ce nu pot să mă bucur cum se bucură colegii mei că vin în casă și toți vorbesc despre același film pe care l-au văzut și eu nu m-am dus că tata mi-a spus că nu-i voie să mă duc la film? Și s-ar putea întâmpla să ai această frustrare și să zici, eu nu pot să mă bucur cum se bucură ceilalți. Dragul meu, vreau astăzi să-ți spun cu toată certitudinea și sunt bucuros că am urcat la învon, ca să mă puteți vedea toți. Nu-i nici o bucurie în lume aceasta mai mare decât bucuria pe care o dă Duhul Sfânt. Dragii mei, aș vrea să nu confundăm lucrurile, să nu facem greșala de a crede că putem să luăm surogate ale bucuriei și să ne hrănim cu ele crezând că ne-am bucurat. Distracția lumii nu e distracție, întotdeauna se lasă cu amărăciune. Vă rog să mă ascultați bine. Întotdeauna distracțiile lumii se lasă cu multă, multă amărăciune. Și dacă vreți, în această seară, ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă, are menirea, să îl trezească pe fiecare tânăr credincios din locul acesta, să înțeleagă că dacă există cumva tentația, ispita aceasta de a te uita peste gard, să vezi oare de ce nu m-aș putea bucura ca și ceilalți. Uitați-vă, nu mai problema aceasta a băuturii. Că s-ar putea să vină cineva și să zică, hai bă, că eu știu pe un pocăit care bea. Tu de ce nu poți să bei? Și o fiștin pe unul care poartă numele de pocăit și bea. Sau la alții poate să vină dacă ești bărbat. Bea și tu, mă, un pahar dacă ești bărbat. Sau la alții să-i zică doar e o ocazie unică, socializăm aici. Dragii mei, eu nu vreau să facem filozofia băuturii, nici filozofia drogului, nici filozofia ispitelor pe care le aduce lumea astăzi în fața celor tineri. Dar vă rog să vă gândiți, fără să faci filozofie, știți care e prima menționare a băuturii, a vinului în Scriptură? A fost un om pe care Biblia îl laudă. Noe umbla cu Dumnezeu, așa zice Scriptura. Și totul a fost bine în viața lui, până când Scriptura zice că Noe a sădit o vie. Și după aceea zice că Noe a băut vin, și după aceea zice Scriptura că Noe s-a îmbătat, după aceea zice Scriptura că Noe a apărut într-o fază cu totul indecentă, în mijlocul cortului său, și după aceea zice Scriptura că a venit blestemul peste Fiul său și peste nepotul său, Canan. Și iată unde a dus nevinovata, o pun între ghilimele, băutură. Iată unde a dus. Dragii mei, e destul când vezi asta ca să zici, Doamne, voi sta la distanță de astfel de situații. Sau a doua menționare a vinului în Scriptură, știți unde este? Tot în Cartea Genezei. Tot un om care umbla cu Avram, care știa despre descoperirile lui Dumnezeu, care știa că Dumnezeu vorbește, era Lot. Și Scriptura zice că a băut, s-a îmbătat și a ajuns la un păcat groaznic, aducând blestem urmașilor lui peste istorie. Dragii mei, nu e destul? Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și găsiți pe unul Nabal care a murit tot într-o criză de beție. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți găsi un împărat belșațar care a luat vasele din templu și a băut vin cu ele, el și mai marii lui și țiitoarele lui. Și s-a arătat deodată mâna trimisă de Dumnezeu, care a scris, numărat, numărat, cântărit și împărțit, s-a terminat. Înțelegem noi, dragii mei, că pentru un tânăr credincios, bucurile nu pot fi căutate oriunde? Nu poți oriunde să-ți cauți satisfacția, nu oriunde îți stă bine, tinere credincios, să-ți cauți bucuriile. Însă, astăzi, pentru că vorbim despre tinerețea trăită în plinătatea Duhului Sfânt, am bucuria să vă spun că Duhul Sfânt are resurse inepuizabile de bucurie pentru cei ce caută bucuria în Duhul Sfânt. Cuvântul Scripturii zice: Bucurați-vă în. În ce? În Domnul zic. Și mai zic o dată, iarăși zic: bucurați-vă. Există bucuria în Duhul Sfânt. Și aceasta este bucuria care contează. Bucuria aceea pe care nu o regreți niciodată. Bucuria beției o regreți mâine dimineață că ai dureri de cap și ai făcut și bocăne. Bucuria drogului. O regreți mâine dimineață când ai văzut că ești legat cu dependență și ajungi să dai tot ce ai pe lângă tine? Am vizitat -o odată, am fost chemat într-o casă împreună cu socrul meu cu mulți ani în urmă. Am fost chemat de o, o femeie care a venit la biserică, a zis veniți până la mine acasă să faceți rugăciune pentru fiul meu. Oamenii înstăriți, când am ajuns la ei acasă, cum am deschis ușa un tânăr, a venit spre noi și a zis, faceți ceva, faceți ceva pentru mine, nu mai pot. Era în sevraj. Și după ce am stat de vorbă, a zis, două apartamente am topit, mașini nici nu mai știu câte. Tot am vândut și am dat pe droguri. Vă dați seama unde conduce căutarea bucuriei în alte părți decât în Domnul? tocmai de aceea, dragi tineri. Vreau astăzi să vă spun că Duhul Sfânt este o resursă inepuizabilă de bucurie. Și la asta vreau să vă chem. Dragi tineri, bucură-te tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă, dar fie bucuriile tale bucuriile Duhului Sfânt. Cum poți să spui că n-ai bucurie dacă îl ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Caută să fii plin de Duhul Sfânt și m-am bucurat că în această seară ne-am rugat ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Dar problema noastră, cum spunea Sorin, este superficialitatea. Eu vreau să cred că de la conferința aceasta tu poți să pleci chiar plin de Duhul Sfânt. Chiar plin de Duhul Sfânt. Ei bine, dragul meu, ar fi ciudat ca să trăiești ca un amărât. Când la îndemâna ta există resursa aceasta de bucurie care este Duhul Sfânt. Citeam cândva despre o femeie care a fost cunoscută de vecinii ei ca fiind foarte săracă. Îi dădeau de milă unii și alții. Și când a murit, au descoperit că avea o pernă plină cu bannote, plină cu bani. Foarte ciudat, să dormi cu capul pe bannote și să trăiești din cerșit. Ei bine, dragul meu, E foarte ciudat să fii în casa lui Dumnezeu, să fii creștin în biserică și să-ți cauți bucuriile și împlinirea în lucrurile lumii acesteia. De aceea. În această seară, eu pledez pentru bucuriile Duhului Sfânt și vă chem pe fiecare dintre voi. Veniți să gustați din adevăratele bucurii, din ceea ce oferă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu e normal să cauți satisfacții tinere credincios. Nu e normal să cauți satisfacții în surse exterioare, în surogatele pe care le oferă lumea. Nu e normal. De altfel, când cauți satisfacții în altă parte, știi că îl dezonorezi pe Dumnezeu. Tu ești credincios. S-ar putea să ai anturaje la școală, să ai anturaje la servici, să ai prieteni la bloc sau în altă parte. Nu e normal să-ți cauți bucuriile și satisfacțiile în altă parte pentru că îl dezonorezi pe Dumnezeu. Imaginați-vă ce aș fi fost eu dacă aș fi știut într-o zi de copiii mei că se duc la vecini ca să ceară la vecini bomboane și ciocolată și nu vin la mine să le dau. Nu credeți că aș fi fost tare amărât și tare deranjat să știu că ai mei copii pentru care sunt responsabil și față de care sunt dator, se duc să trăiască din mila altuia. Dragii mei, cum să te duci să-ți cauți bucurile în altă parte când are Dumnezeu bucurii din belșug pentru tine? Mai mult îl dezonoresc pe Dumnezeu, dar te dezonorezi pe tine însuți, că porți numele de creștin. Te dezonorez pe tine însuți când te duci să-ți cauți satisfacția în altă parte. Ce frumos scrie în Cartea Proverbelor, mama lui Lemuel îi zice, nu se cade împăraților Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin, nu e potrivit pentru împărați orice. Și același lucru spun eu, nu e potrivit pentru tine ca și creștin să mergi să-ți cauți bucuria în altă parte. Te dezonorezi pe tine însuți. Mai mult decât atât, dezonorezi biserica și mărturia bisericii. Nu uita, biserica este mireasa lui Hristos, ea trebuie să rămână curată. De ce să aduci tu petele tale peste curăția bisericii? Căutând satisfacția în lucrurile păcătoase ale lumii acesteia? Și mai zic ceva. Când îți cauți bucuria în altă parte decât în Domnul, te pui într-un mare, mare pericol. Pe tine însuți te pui într-un mare pericol. Pentru că vei ajunge bietul de tine la un moment dat. Căutându-ți bucurile în altă parte, Dumnezeu să zică că, dacă așa alegi tu, să le cauți în altă parte, eu te las și vai, ai idee ce înseamnă o mașină fără frâne lăsată pe un deal? Te poți duce la distrugere și la pierzare pentru totdeauna. Însă, dragul meu, voi spune încă o dată, plinătatea Duhului Sfânt este aceea care te face să trăiești cu adevărat o viață de împliniri. Dar ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Dragii mei, cine știe din Scriptură, este cineva despre care Scriptura zice că nu i s-a dat Duhul cu măsură? Foarte bine. Domnul Iisus, dar știți ceva? Că și nouă Domnul ne spune că trebuie să fim ca și El, mereu ca și El, Credeți că la noi robinetul stă închis din partea lui Dumnezeu? Nouă nu ni se dă? Ați umflat vreodată un balon? Cine a umflat un balon vreodată? Ăștia care au copii au umflat baloane, sigur. Umfli un balon, sufli de două ori în el și vezi că balonul ăla e plin. Dar dacă mai sufli de două ori, Balonul e și mai plin. Nu-i așa? Și mai sufli încă de două ori. Și balonul e și mai plin. Știți ce înseamnă asta? Plinul acesta este foarte legat de ceea ce vrei tu să însemne plin. Plin, plin. Când sufli tare, tare de tot ceea ce e în balon, dă afară. E bine, dragii mei aș vrea să înțelegem bine ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. În termeni simpli, limba noastră românească este suficient de ilustrativă ca să ne ajute să înțelegem. Ați auzit de oameni despre care se zice e plin de sine. Ați auzit expresia asta, plin de sine? Cum sunt oamenii ăștia plini de sine? Mai sunteți fioși, aș fi să fiți mai interactivi. Cum e un om plin de sine? Se iubește pe sine însuși, totul e sine. Totul e sine. Și tot ce va face omul acela e motivat de sinele lui. Dar plin de mânie, ați auzit expresia asta? Când cineva e plin de mânie, ce face omul ăla? Dă cu pumnul! Un om care e plin de mânie tot ce face, vorba pe care o spune, e cu mânie. Gestul pe care îl face e cu mânie. privirea e mânioasă, totul e mânios. Dar un om plin de veselie, ați auzit asta, expresia plin de veselie? Cum e unul plin de veselie? Totul e smile, totul e râs și de necazuri râde unul care e plin de veselie. unul plin de frică. Cum e? Tot timpul în defensivă, tot timpul în apărare. Acum puteți să-mi ziceți cum e unul plin de Duhul Sfânt? Tot ce face omul acela. Se vede. Poți să spui despre cineva? Ai putea să spui despre cineva ăsta e plin de Duhul Sfânt? Cum poți să spui despre cineva că e plin de Duhul Sfânt? Să-ți dea ocazia să stai cu el jumătate de oră. să dă ocazia să stai cu el o zi și poți să spui dacă e plin de Duhul Sfânt sau e plin de mânie. Dacă e plin de Duhul Sfânt sau de altceva. De ce? Ceea ce te umple înăuntru se vede în afară. Ceea ce te mână înăuntru tău, aceea se vede în afară. Un om care este. Plin de Duhul Sfânt, vorbirea lui va fi de la Duhul Sfânt. Reacțiile lui vor fi reacțiile Duhului Sfânt. Atitudinile lui vor fi atitudinile Duhului Sfânt. Tocmai de aceea, dragii mei, se vede când cineva este plin de Duhul Sfânt. Și nimic mai frumos decât să vezi tineri care își trăiesc tinerețea în plinătatea Duhului Sfânt. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Dacă ați avea o mănușă aici, să zicem, o mănușă. O mănușă dacă e nefolosită, o iei și faci cu ea ce vrei tu. O faci mototol și o bagi în buzunar. Dar dacă mă, mănușa aia e o mână, nu mai faci cu ea ce vrei ci mâna aia dinăuntru face cu mânușa ce vrea. Ei bine, dacă Duhul Sfânt este noi, Duhul Sfânt este Cel ce face cu noi ce vrea El. Și ce vrea El este întotdeauna spre binele nostru. Dragii mei, mi-a plăcut ceea ce Spunea Sorin, mi-a plăcut ce au spus toți colegii mei în această seară, dar Sorin spunea un lucru pe care aș vrea să-l subliniez astăzi aici. Dar lăsați-mă să vă citesc un pasaj din Scriptură, din Ioan capitolul 7, versetele 37, 38 și 39. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Simplu, să ne uităm la versetele acestea, dragii mei, în termenii cei mai simpli. Ca să poți să ai plinătatea Duhului Sfânt, sunt necesari câțiva pași. Simplu. Dacă însetează cineva, am o întrebare și vă rog să răspundeți cu voce tare. Vreți să fiți plin de Duhul Sfânt? Amin. Da. Ei bine, ca să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să însetezi. Cu asta începe. E condiția sine non, fără de care nu se poate. Dacă însetează cineva, ăla are șanse să fie săturat, adăpat. Deci, dragul meu tânăr, eu vreau la încheierea cuvântului pe care îl voi rosti în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Dar Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce însetează după El. Dădea fratele Sorin exemplu psalmistului care zice, acum dorește cerbul izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. E atât de important să însetezi. Acum eu îți spun întrebarea, pentru ce însetezi tu? După ce ești tu însetat? Pentru că pot să fie unii însetați după distracții, alții pot să fie însetați după lucrurile în lumii acestea, alții însetați după filme, alții însetați după jocuri, după tot felul de astfel de lucruri. Dacă însă însetezi după Duhul Sfânt, Ești candidat la umplere cu Duhul Sfânt. Dar trebuie să însetezi pentru asta. Prima condiție, să-ți să fie sete. În al doilea rând, dacă însetează cineva, să vină. Simplu, la cine? La cel ce poate adăpa. Și vreau astăzi să vă spun că aceste cuvinte le-a rostit Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă chem în seara aceasta, dragi tineri, să înțelegeți că cel ce botează cu Duhul Sfânt este Isus Hristos Domnul. La El trebuie să venim, dacă vrem umplerea cu Duhul Sfânt, trebuie să venim la El, la Domnul Isus, pentru că El are posibilitatea să ne umple cu Duhul Lui Cel Sfânt. Simplu, să înseteze, să-i fie sete, să vină la Cel ce poate să dea, adică la Isus Hristos, să bea. Doamne, cât e de simplu! Chiar numai atâta trebuie să faci? Să vină și să bea! Cu alte cuvinte, dragul meu tânăr, tu poți accesa binecuvântarea plinătății Duhului Sfânt în modul cel mai simplu, prin credință, vii la Iisus Hristos și zici Doamne, vreau și eu să beau. Și apoi, lasă să curgă, ca așa zice, și apoi, din inima lui, după ce bei, din inima lui vor curge. Vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dragi tineri, eram elev de liceu, crescut în familie de penticostali. Și mi-am dorit mult botezul cu Duhul Sfânt. Aveam niște prieteni pe care îi vedeam atât de bucuroși și atât de schimbați în urma botezului cu Duhul Sfânt și îmi spunea, o, Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt atunci, atunci. Și m-am dus la stăruință, la rugăciune stăruitoare după botezul cu Duhul Sfânt luni de zile. Dar trebuie să vă spun ceva. Am avut eu o mentalitate a mea și am zis când mă duc să-i cer Domnului botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să-i duc și eu ceva. Așa am știut eu, și veneam de fiecare dată cu o zi, două, trei de post, și cam aceasta era negoțul meu cu Dumnezeu. Doamne, uită-te la cele două zile de post. Și dăm, Doamne, botezul cu Duhul Sfânt. Și eram pe aproape și mă bucuram de cercetarea Duhului, dar nu venea botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. Și nu venea. Și a fost o lună, și a fost două, și a fost trei. Și mi-a pus întrebări. Frate, oare de ce eu nu? Mă tot întrebam, de ce eu nu? Că alții au căpătat și eu nu. Și la un moment dat, cineva mi-a zis așa, săptămâna viitoare, miercuri, să vii să mergem la stăruință în cutare loc, mergem mai mulți și mergem acolo și te rogi Domnului ca Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Am zis bine și m-am pregătit. Și a venit ziua aceea de miercuri stăteam în post. Dar programul nostru de școală era interesant pe vremea aia, eu sunt dinaintea erei noastre. Pe vremea aceea, la școală, aveam câte o zi specială în care ne duceau la trageri. Și n-am făcut o oră în ziua aceea, Au zis, toți mergem la Dumbrăvița la trageri. Așteptam autobuzele să ne ducă, și în timp ce stăteam acolo în clasă, așteptând autobuzele, colegii fiecare cu treaba lui, eu eram în zi de post. Ce să vedeți, un coleg, mai cum se cade decât a fost totdeauna de când l-am cunoscut, a venit cu un pachet cu bomboane. A venit, Filipe, vreau o bombonă. Și instinctul foamei care era în mine, că eram în zi de post, m-a făcut deodată să bag mâna în pachet, să iau bomboana și să o bag în gură. Și când mă bucuram mai tare de savoarea bomboanei, Duhul Domnului... Oh, era în post astăzi, wow! Să mă iertați, m-am dus într-un colț, mi-am aruncat bomboana, Doamne, te rog să mă ierți! Am compromis ziua asta de post, am compromis ziua de astăzi, Doamne, iartă-mă! Și am mai stat ce am mai stat pe acolo, crezând că Domnul e bun și poate mă iartă. Și fiți atenți. Am văzut dintr-o dată băieții din clasă erau adunați într-un cerc. Toți în cerc. Și Hop și eu m-am trezit că m-am dus între ei, să stau acolo între ei în cerc. Spuneau bancuri, dar nu bancuri potrivite pentru urechea unui om care îl caută pe Domnul. Și mă trezesc deodată râzând cu gura până la urechi împreună cu ei, de bancurile acelea nepotrivite și dintr-o dată Duhul Domnului mă mustră și zic, vai Doamne, ce-am făcut? Am compromis totul și mintea mea și toate cele. Și am zis în sinea mea, nici nu mai are rost să mă duc la nicio stăruință. Am fost atunci când aveam bagaj de zile de post. Acum nu are rost să mă duc. Și fiți atenți, când s-a făcut ora 5, că trebuia să mergem la autogară, să ne ducem împreună la rugăciune, a venit persoana care m-a chemat la ușă, a sunat și a zis, hai, nu ești gata? Am zis, știi, nu mai vin astăzi. Și eu, în loc să mă mărturisesc, să-i spun care e situația, am zis, astăzi sunt obosit, astăzi am fost la trageri, nu mai vin astăzi. Vai de mine, mi-a zis, m-a luat așa scurt, cum se poate să nu vii? Păi, dar ai promis că vii și eu am spus că vii. Și atunci am zis, na, am fost eu de multe ori la stăruință, ce o fi acum? M am echipat repede și m-am dus la autogară. Dar bun e Domnul. Pe, pe autobuz m-am așezat lângă un frate, un frate care avea misiune din partea Domnului, zic eu, pentru mine. N-a făcut decât să mă întărească în credință și îmi spunea fratele așa de frumos, frate Nelu, nu trebuie altceva decât să te încrezi pe deplin în Domnul, să te bizuiești numai pe Domnul, nu pe meritele tale, nu pe ceea ce ești tu, să te duci la Domnul că Domnul dă cu bucurie. Și știți că Scriptura zice că în urma auzirii vine credința, vine în urma auzirii. Și dintr-o dată așa s-a zidit credința în mine. Și când am ajuns acolo, fratele care conducea lucrarea de stăruință a zis dacă dintre cei ce stăruiesc astăzi, careva dintre ei au ceva de mărturisit, să vină în camera de alături. Am fost primul care m-am dus acolo și plângând am zis, frate, drag, astăzi am vrut să postez și uite ce s-a întâmplat. Și uite, stai că nu-i numai atâta cu bombona, stai să spun. Am mai și făcut asta, am râs de bancuri și fratele, așa, bonom, parcă îl văd și acum s-a uitat spre mine și a zis, frate, dacă asta e tot ce te apasă, și ai mărturisit tot, Domnul te iartă, du-te la stăruință. Și ascultați-mă bine, am trăit minunea minunilor. M-am dus, m-am pus pe genunchi, am început să zic doar atât, știu că am zis, Doamne, n-am zile de post, n-am nimic, dar fac apel la bunătatea ta. Și după aceea am vorbit în alte limbi. Dragii mei, vă spun aceasta ca să vă încurajez să știți că Domnul ne binecuvântă pentru că El e bun. Nu pentru că noi suntem cineva sau ceva, pentru că El e bun. Și vreau să vă chem în seara aceasta, dragii mei, dacă n-ai avut plinătatea și umplerea cu Duhul Sfânt, în seara aceasta, aici la Biserica Betania, tu poți să obții plinătatea Duhului Sfânt. Tu poți să capeți botezul cu Duhul Sfânt. Tu poți să pleci de aici alt om. Dar nu uita cine este Cel care botează cu Duhul Sfânt. Este Isus Hristos Domnul. Și aș vrea să-ți spun ceva, dragul meu. Dacă este viață plină de satisfacții, dacă există împliniri în viața de credință, ele există numai în măsura în care tu te bizuiești pe Domnul care te umple cu Duhul Sfânt. Dar vreau să am un cuvânt și pentru aceia care au căpătat plinătatea Duhului Sfânt. Pentru cei ce au căpătat botezul cu Duhul Sfânt. Dragii mei, plinătatea Duhului Sfânt trebuie păstrată. Puteți să ziceți toți cuvântul păstrată? Păstrată. Auziți cei de jos, cei de sus, n-am auzit nimic. Haideți că e voie, păstrată. Păstrat. Acum v-am auzit și pe voi. Plinătatea Duhului Sfânt trebuie păstrată, dragii mei. Dacă nu o păstrăm, ea se pierde. Vai câte situații nu cunosc eu și cunosc păstorii aceștia, oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt și care apoi au luat-o pe cărările rătăcirii și stau și zic, dar ce a fost aia? Domnul e bun și îl botează cu Duhul Sfânt. Domnul e bun și umple cu Duhul Sfânt. Dar noi avem datoria să fim veghetori. Știți dumneavoastră că este pe paginile Sfintelor Scripturii un om care a fost așa de plin de Duhul Sfânt, de era purtat din coace și încolo. Duhul Sfânt îl ducea și îl conducea și îl aducea în Vechiul Testament. Și după aceea a murit într-un mod rușinos. s a m o n Se citește Samson. Știți că despre Samson Scriptura spune, cuvântul Domnului zice despre el în judecător 13 cu 25, și Duhul Domnului a început să-l miște, ăsta de când s-a născut era plin de Duhul Sfânt, și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Și totuși, Samson, care era atât de purtat de Duhul Sfânt dintr-o parte în alta, a ajuns într-o situație absolut deplorabilă. Cum? Dragi tineri, vă rog fierbinte, păstrați ceea ce Domnul a pus în voi. Când Domnul a pus Duhul Sfânt în voi, păstrați ceea ce a pus acolo și lucrați la umplerea și reumplerea cu Duhul Sfânt. Luați exemplu Scripturii, la un moment dat Domnul le spune ucenicilor săi, luați Duh Sfânt după înviere, după ce a suflat peste ei Duhul Sfânt, le-a zis să nu vă depărtați de Ierusalim, că voi veți primi o putere și iarăși în ziua cinzecimii a revărsat peste ei Duhul Sfânt. Și apoi uitați-vă, asta e în fapte 2, uitați-vă în fapte 4, toți erau adunați în același loc și iarăși s-au umplut de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt trebuie să fie o preocupare serioasă a fiecărui creștin să fim plini de Duhul Sfânt. Uitați-vă ce a fost cu, cu Samson. De ce tânărul Samson a ajuns să piardă ceea ce a avut binecuvântarea Duhului Sfânt care îl purta încoace și încolo, să nu faceți niciodată ca el. El n-a fost atent la faptul că Duhul Sfânt a pus niște bariere în fața lui pe care să nu le treacă. Ajutați-mă la predica din seara aceasta. Eu lansez un apel către voi și vă rog să-l repetați după mine. Apelul meu este acesta. Atenție la bariere, ziceți și voi. Dragii mei, există niște bariere puse în fața noastră din dorința de a ne fi bine. Să nu uitați asta. Tânărul Samson avusese și el niște bariere puse înaintea lui. Știți că Dumnezeu a pus niște bariere înaintea lui Samson? Pentru că Samson era nazireu și dacă citiți în numeri la capitolul 6 veți vedea, nazireul nu putea să bea vin, pentru că mintea lui trebuia să rămână nealterată, vinul alterează mintea și nu avea voie să se atingă de morți. Trupul lui trebuia păstrat curat și mintea și trupul trebuia păstrată curată. Astea, astea au fost barierele puse de Dumnezeu înaintea lui Samson și n-a ținut cont de niciuna dintre ele. N-a ținut cont. Îl vedem pe Samson ba la masă cu filistenii cum făceau tinerii o specie, așa zice, cu tinerii s-a dus la o specie și ce făceau tinerii la o specie decât beau, îl vedem că se întoarce la hoitul leului și pune mâna pe mort. N-a ținut cont de bariere. Dragi tineri, există bariere pe care le-au pus părinții voștri în fața voastră. Și poate ziceți, părinții noștri sunt un pic prea, prea anguști, părinții noștri sunt prea stricți. Dragii mei, barierele sunt puse pentru binele vostru. Nu treceți peste bariere. Tinere, tu nu poți să vezi orice pe internet. Tinere, tu nu poți să ai orice anturaj. Tu nu poți să rostești orice cuvinte. Tinere, tu nu poți să citești orice carte, să vezi orice film. Nu e pentru tine orice, dragul meu. Cei ce trec peste bariere cu gândul la distracții, pentru că asta a făcut Samson. A trecut peste bariere cu gândul la distracție. Și vai păcatul la nenorocit pe acest Samson. Cineva spunea așa de frumos, păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi, te ține mai mult decât vrei tu să stai și te costă mai mult decât ai vrea tu să plătești. De ești botezat cu Duhul Sfânt, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pentru că diavolul vrea să-ți ia cu nuna. Lui Samson i-a luat-o. Samson avea darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, puterea care i-a fost dată, dar s-a lăsat înșelat de diavolul și a trecut peste bariere și a zis nu mai contează că nu-i voia asta. Luați-mi-o că mi-o place. Copiile i-au zis părinții, nu se poate. Luați-mi-o că mi-o place. Părinții tăi sunt oamenii care te iubesc cu adevărat, Sincer și dezinteresat, dacă ți-au pus niște bariere, au făcut-o pentru binele tău. Dar nu te lăsa înșelat. Atenție la bariere! Dar mai zic ceva! Atenție la pofte! Asta puteți să ziceți toți, atenție la pofte! pofte. Uitați-vă la Samson! Uitați-vă la Samson, aparent, era ca o joacă pentru Samson, îi plăceau fetele și nu-i nimic rău în asta, dar i-a plăcut cine nu trebuia lui Samson. Adică în loc să-și caute prietenia în poporul lui Dumnezeu, s-a uitat peste gard, la Timna, a văzut o femeie la Timna și bai, și-au venit părinții din nou și au zis, dar nu e bine, nu sunt atâtea fete în poporul Domnului, luați-mi-o că mi-o place. După aceea zice Scriptura că a văzut o curvă la Gaza, după aceea a găsit-o pe Dalila, Dragul meu tânăr, pofta cu care cochetezi, să știi că și ea cochetează cu tine și va ajunge să pună stăpânire pe tine. Tocmai de aceea eu insist astăzi de vrei să rămâi plin de Duhul Sfânt. Nu uita, pofta trebuie să fie o slugă pentru tine. Pofta e o slugă bună, dar e un stăpân din calea afară de rău. Când pofta ajunge să te stăpânească, o, oh, ce face cu tine! Samson n-a ținut cont de asta, de acest avertisment. El a zis, a, poftele sunt legitime, sunt normale, le caut împlinirea și așa mai departe. Nu poți, vei pierde ceea ce este mai scump. Un alt avertisment, atenție la sfaturi. Puteți să ziceți asta? Atenție la sfaturi. Vedeți, există sfaturi și sfaturi în această lume. Vezi de la cine îți vine sfatul. Samson a primit sfat de la părinții lui, oameni credincioși, oameni care au stat de vorbă cu îngerul Domnului care a vestit nașterea lui. A primit sfat de la părinții lui, dar nu le-a luat în considerare. Știi cine nu te lasă să primești sfaturile bune? Orgoliu. Hai, acum eu sunt mai deștept, acum eu știu. Dragul meu, caută sfaturile cele bune pentru că sunt spre folosul tău nu te lăsa înșelat și orbit de diavolul, că tu nu primești sfaturi sau să primești sfaturi numai de la cei care zic ca și tine. Caută sfatul celor ce te iubesc cu adevărat. Samson n-a căutat asta. Caută sfatul celor ce te iubesc cu adevărat. Caută și sfatul celor ce nu sunt de acord cu tine. Caută sfatul celor ce au reușit în viață. Caută sfatul oamenilor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Caută sfatul celor înțelepțiți de Dumnezeu. Când ajungi în momente de răscruce, fii atent la sfaturi. Dacă însă asculți doar de sfatul celui rău și de sfatul Dalilei, s-ar putea să te duci la pierzare. Și mai zic ceva. Atenție la discernământ. Puteți să ziceți și asta. Atenție la Vedeți, Samson n-a înțeles că darul pe care el îl avea, avea scopuri divine, nu firești. Adică puterea care i-a fost dată, i-a fost dată ca să fie folosită spre slava lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Și a ajuns bietul de el, pierzându-și discernământul, să facă lucruri cu totul și cu totul străine voiei lui Dumnezeu. Cum să nu pierzi plinătatea Duhului Sfânt când tu nu ai niciun fel de discernământ? Uitați-vă la Iosif un alt tânăr din Scriptură, un om care a prețuit discernământul. Când a fost ispitit Iosif, s-a uitat în jur, în jurul lui și a văzut că Domnul a binecuvântat, a văzut binecuvântările Domnului și a zis, cum să fac eu așa ceva? S-a uitat Iosif în sine și a văzut că el are nevoie să se păstreze integru. S-a uitat Iosif înainte și a văzut viitorul lui, care ar putea să fie compromis total dacă nu are discernământ și dacă păcătuiește. Și s-a uitat Iosif în sus și l-a văzut pe Dumnezeu. Dragii mei, Samson, spre deosebire de Iosif, a confundat prioritățile. Dragii mei tineri, din toată inima doresc să fiți plini de Duhul Sfânt. Dar pentru aceasta vă rog fierbinte, fiți atenți la discernământ. Și mai zic ceva la capăt. Atenție la riscuri! Atenție la riscuri! Atenție la riscuri. Adică cum să-ți asumi riscuri? Uitați-vă, a văzut că îi merge umblând la timna și căutându-și nevastă la timna. A văzut că îi merge și nu l-a trăznit. Și Dumnezeu nu i-a făcut nimic și a zis, a, mai merge, nu e nicio problemă. A văzut că îi merge mergând la Spăți cu tinerii și nu l-a trăznit. Și a zis, nu-i nimic, mă asum încă ceva. A continuat săriște, crezând că binecuvântarea este garantată. Dragi tineri! Domnul ne dă binecuvântările lui pentru că avem preț în ochii lui. Dar binecuvântările Domnului nu sunt garantate pentru orice fel de comportament pe care îl ai. Nu. Dacă nu vrei să trăiești în sfințenia dorită de Domnul, nu te aștepta ca Duhul Sfânt să stea într-o viață. Duhul Sfânt nu vrea să fie colocatar cu nimeni. El vrea să fie El stăpânul în viața ta. Dacă tu vrei să-L pui pe Duhul Sfânt împreună cu poftele tale, împreună cu patimile tale, împreună cu păcatele tale, vreau să-ți spun fără teama de a greși, Duhul Sfânt nu va sta acolo. Însă, dragul meu, dacă vrei într-o seară ca și aceasta să chemi înapoi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și simți că n-ai păstrat în seara aceasta, în rugăciunea aceasta pe care o facem, ai ocazia să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, fă ca în Templu de altă dată. Ia, Doamne, biciul și scoate afară din viața mea tot ce e străin. Pentru că vreau tu să fii stăpânul Templului acestuia. Dragul meu, dacă ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și nu mai ai ceea ce ai avut și nu mai ai bucuria de altă dată și nu mai ai satisfacțiile de altă dată. Eu vreau să-ți spun în seara aceasta, tinerețea trăită în plinătatea Duhului Sfânt este plină de satisfacții. Este plină de satisfacții, plină, plină, plină de satisfacții. Dacă nu le mai ai, ai grijă că poate a intrat altceva acolo în viața ta. Ai grijă. Dacă poate n-ai avut botezul cu Duhul Sfânt, nu vreau să-ți spun în termenii cei mai simpli. De aș da eu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt, v-aș spune ce pretenție am eu. Dar mă uit și înțeleg că botezul cu Duhul Sfânt îl dă Domnul Isus Hristos. Și pentru că îl dă El, El zice doar atâta. Cine însetează, să vină, să bea și din inima Lui vor curge râuri de apă vie. E ceva complicat în formula asta. Ascultă-mă, îți trăiești viața gol. Dacă ți-o trăiești gol, știi ce se întâmplă? Cine are o sticlă de apă plină și una goală aici? N-are nimeni o sticlă plină și una golă. Vă arăt eu, vă spun, imaginați-vă că e mai bine. O sticlă plină de apă, o poți îndoi? Nu. Da una golă. Faci ce vrei cu ea, o șifonezi cum vrei. Din asta de plastic, da? O sticlă plină, să tot vrei tu să o îndoi, nu o poți îndoi, că e plină. Una goală o turtești, o răsucești, faci ce vrei cu ea. Vreau să înțelegi ceva, dragul meu. Când nu ești plin de Duhul Sfânt, diavolul va face cu tine ce vrea el. Te îndoie și te răsuce pe toate părțile. Îți strică totul, viața ta, reputația ta, tot, tot, tot. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, să tot vrea diavolul să te îndoie, că nu reușește. Ai de ales în această seară cum vrei să străiești viața. Eu zic așa, caută să străiești tinerețea în plinătatea Duhului Sfânt. Amen. De ce? Pentru că vei avea puterea în tine care te va ajuta să birui orice ispită. Dacă ai avut-o și ai pierdut-o și s-a golit viața ta, vreau să te rog în numele Domnului Isus Hristos, stai în seara aceasta înaintea Domnului. Pentru că atunci când e vorba de plinătatea Duhului Sfânt, ideea nu e cât din Duhul Sfânt e în mine, că El e Dumnezeu, ci cât din mine este a Lui. Și dacă tu vei zice, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, mă condut tu pas cu pas, ziua, noaptea, în orice ceas, tot ce este în mine vreau să fie al Tău. Dragul meu, aș vrea să facem o rugăciune, dar nu vreau să o facem așa doar ca să mai fie o rugăciune, ci o rugăciune în care tu să câștigi plinătatea Duhului Sfânt de aceea haideți să ne ridicăm în picioare. Și vreau să vă chem în aceste momente să stăm fiecare dintre noi față în față cu Dumnezeu, fiecare pentru El însuși. Cercetează-te, dacă ai avut și nu mai ai, zi Doamne, umple-mă din nou cu Duhul Sfânt. Dacă n-ai avut în seara aceasta, stai înaintea Domnului și zi, umple-mă, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Și facă Domnul ca de, de la conferința aceasta să plecăm plini de Domnul, de Duhul Sfânt și de bucuria Lui. Amin.